Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Bun venit pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zedana Ozacna. Dragii mei prieteni, eu astăzi am făcut un aluat într-adevăr foarte bun. Acest aluat merge la pateuri, cum la copt, așa și la prăjit, la gogoș cu smântână, la pateuri cu mere, cu magiun, cu ciocolată, la cozonac, la cozonac cu nucă, la diferite chifle dulci, cu mac, sau cu diferite condimente dulci sau chiar cu fructe uscate. Acest aluat este un aluat universal, chiar merge absolut și la plăcinti, el nu este dulce. Crește repede, pufos, foarte gustos. Vreau să vă arăt acum, să bag mâna, să vă arăt cât de bine el este crescut, formidabil, se întinde foarte bine. Ia uitați cât de frumos el este. Galben, eu l-am făcut cu ou de casă, dar cu siguranță merge și la pizza, mai ales dacă tu iubești pizza. Uitați-vă cât de bine este crescut, aerat, frumos, frumos, frumos. Mai ales pentru gospodinele care sunt nou începătoare. Cu așa aluat, cu siguranță nu dai greș deloc. Ele merg și la plăcinte, cele care sunt tind, știți, care se numesc rufoasă, și la plăcinti chiar prăjiți pe tigaie, chiar și la un cozonac fos cu vișnă sau cu ciocolată. Dacă faci așa aluat, deci cu siguranță poți face mii și mii și sute de rețete, că ele sunt foarte gustos. Nu se lipește deloc, absolut, așa. Deci eu vă las absolut toată rețeta mea aici, ca să vedeți, puteți face chiar și o pizza coșcaval foarte bună și gustoasă. Dar eu merg mai departe cu rețeta mea, cum am făcut acest aluat pufos, gustos, moale, crește repede, nu-ți dă multe bătăi de cap. Dragii mei prieteni, de ce am revenit la rețeta mea dată? 4 ouă, 200 de grame de zahăr, 100 de grame de unt, sare, zahăr vanilat, 20 de grame de drojdie, 1 litru de lapte căldut și făină. Hai să trecem la treabă. Într-un bol adaug drojdia mea, o fărâm bine, peste ea zahărul, așa, amestec foarte bine puțin cu o lingură, adaug 1 litru de lapte călduț, la mine iese de 1,5% grăsime, amestec bine, adaug și zahărul vanilat, adaug sare după gust, amestec bine, cât puțin se dizolvă drojdia mea. Topesc untul, aproape untul nostru este topit și adăugăm câte o lingură, două de făină. Eu aici am 2 kg de făină de grâu de o calitate superioară. Aceasta este cea mai bună făină care o facem noi la moară. Deci făina noastră nu este cumpărată din magazin, dar este făcută la moară. Așa, amestec puțin. Ca să dizolv gogoașele mele, sau gogoloaș se mai numește, adaug și ouăle mele, amestec bine, mai adaug făină, puțin cât puțin. Acesta este un aluat foarte bun, chiar poți să-l faci și cu calvaș, cu vișni, și cu magiun, și cu ciocolată, Nutella, cu brânză dulce, deci formidabil. Chiar poți să-l faci și cu varză, dacă dorești. Pentru cine iubește varza puțin mai dulce. Amestec. Când nu mai poți să amestec cu lingura, clar că eu adaug mânuța mea. Așa, ouăle sunt la mine de casă și sunt foarte galbeni. Mai pun și untul. Adaug și untul topit. Așa, amestec bine și încet, încet adaug toată făina.
Așa, făina poate să meargă 1 kg 800, 1 kg 750, deci chiar poate să meargă 2 kg. Depinde de făină. Este făină mai uscată, este făină mai umedă. Chiar dacă ți merge cu 50 grame mai mult sau chiar cu 100, nu vă spăreați că nu este nicio problemă. Așa, eu adaug. Deci, făina mea, încet cu încet, toată făina, un secret pentru toată lumea, pentru noule gospodine începătoare, deci trebuie să fii cernută, fiindcă îți primești chiflele, chiar și cozonac, chiar și plăcintele, pâinea, îți primești mai pufoasă, mai gustoasă. Așa, când nu am, sau când nu mai am puteri să amestec, deci cu lingura, clar că amestec, deci cu mânuța mea. Până când obțin un aluat gros. Așa. Deci eu adaug mânuța mea ca să frământ. Mânuța la mine este curată. Așa. Cu Doamne ajute. Așa, deci eu amestec cu mânuța undeva vreo 9-12 minute. Numai ouă are și unt și deja este galben frumos. Eu am adăugat toată făinuța și este suficient. Deci amestec până când aluatul meu deci este gata. Dragii mei prieteni, și aluatul meu deci este gata. Gâfui, mă rog, că când frămânți aluatul te obosești foarte bine. Așa. Și deci eu las la crescut pentru 2 ore, numai decât. Așa, deci astup, compro sop alb, ca aluatul meu să crească bine. Așa, și las deci să crească. Nu uităm că aluatul trebuie să fie, să odihnească bine, să fie mulcuț. Așa, noi uităm de dânsul 2 ore. Până când spălăm veselă, până când îl facem curat, aluatul nostru crește la cald, numai decât în bucătăria noastră trebuie să fie cald. Dragii mei prieteni, și rezultatul meu se vede după câteva ore. Deci, formidabil cât de bine este crescut. Bine, poți face absolut totul ce dorești cu el. Eu vă salut cu mult drag, vă doresc sănătate, aveți grijă de voi numai bine, cu voi a fost prietena voastră Zidana Uzac. Dacă tu cunoști o rețetă de aluat care poți să-l faci în casă, care merge absolut universal pentru tot, deci îmi lași nou un comentariu ca să ne învățăm și noi de la tine un sfat, un truc interesant pentru toate gospodinile, mai ales pentru cele gospodine nouă începătoare. Cu mult drag, prietena voastră Zidana.